Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Am fost la Severin cu mama și cu Butelie și ne-am întors, acum am ajuns în șatră. Păi, arată ce am luat lui David, cartonașe. Ia. Niște cartonașe, sunt cadou. Până la ăsta, la tabel. Bravo. Butelie, spune și mie cum te-ai simțit cu unchiul tău la Severin. Foarte bine. Ți-a plăcut? Uite, și-a scos sârma, acum pot să-l bagi în sârmuța. Uite Camila pe el, uite Camila, uite-o. Camilo, stă pe bancă, nu. Stă pe bancă? Nu, stă la umbră de aia. Mama e aici. Ha? De ce n-a venit și uspiriei? Ungreiere, de unde? De unde a venit? Ei, tu ăștia sau? Ia-le. Dar era în mașină greierele. Nu, de aici, asta e pe mine. Ia-ți. Păi, că mai sunt. Păi, ia. Am luat pizze. Pizze la șată. Pune-le. Pune-le aici. Poți? Poți, aici paharul și cana care l-ai de capea. Am luat și de aici de aia. O, Miha, bună. Ce faci? Ce rău e tot? Păi ce faci? Hai să mănânci. Pizza. Patroana voastră unde e? Aici am unul. Păi nu e oricum. Hai pe primul mai bine, că le pun. Hai mă la bucătărie. E și ăla aici. Patroana voastră pe unde e? Nu ați văzut-o, a? Copchii, hai la masă! Albina, prieten, nu e aici. Da, să vedem, poate vine și ea. Păi pui aici, încălzește. Stingeam becul. Haide, haide la pizza. La pizza de la Frigo. Hai la pizzetti. La Frigo. Am servit eu din ea. Este promoție. Asta e. Aveți și picantă și normală. Aveți două picante. Hai la una, două lângă aia. Poftă bună, eu nu mai am pe pied. Aia din jos de pieră în mașină. În mașină? Nu, după aia nu era, e pe birul la... E pe birul la Leo. Da, ce faci, dai cu parfum? Gata, gata, ajunge, ajunge. Dai cum acum, ajunge în nasul. Cum, cu căsarea, de unde le-ai luat? De unde le-ai luat? Ia vine pe ea. Bine, dar erau două aici. Două! Cine-i șeful? Este lui... Deci cea mai bună pizza, cea mai bună pizza de pe planetă este la Grigo, la Severin. Deci o zic ceva. La Cris, poți să zic ceva. Asta Leonardo, gata. Stai și gură, că mâncăm și noi acum. Alex. Hai la masă, Alex. Poftă bună. Ia uite, pe cine avem la poartă. Ce? Da. Păi ne-ai rău la toți, am făcut injecții din cauza ta. Da. Ne-ai dat boala cu telefonul tău. Să spună Sica vlogurile de acum. Trebuie să mă urmezi și eu acum. Sica, de astăzi postez vlogurile lui patronul. Da, tu ai luat-o și tu? Păi și eu mă dorm mâine și picioarele. Păi lasă, asta m-a durut și pe mine, acum 3-4 zile. Păi da, dar am făcut injecția acum. Mușchi de la picioare. Da. Și mâinile. Bă, da. Bine, lupta să lucrăm, să bem, să șupăm, că dupe da, noi. Da, patronul, da, nu. Deci e că dupe noi. Da. Ai zis doctorița că mai durează 3-4 zile, auzi. Bă, stăm, ce avem? Nu știu. Mi-am luat lucea cu niște picături și de ăla de arată pe mâini. Trebuia să faci injecții. A patra zi, mama, acum și tot e rău. Trebuia să faci și tu injecții. Să duceți că ieși și lui, că am mai să lucrăm. Lasă-mă, stau. Și nu, că nu stau, stai acolo. A? Stai acolo, că nu stau. Băi, unde să-ți stau? Unde e? Unde e? Deci am făcut mai devreme injecții și eu și Mihaela. Ce injecții? Da, astea,
paracetamol, ergocalmine, Dexa, nebunii de astea. Dacă nu lua de la început, uite, la 4 atunci și tot mereu. Vitamina C. Dacă pică pe copii, ce faci? Păi vezi, de unde ai adus-o? De la sor mea, de la Stella. Păi și eu am fost la sorul, dar eu n-am luat-o, tu ai luat-o. Dar nici n-a spus prima dată care grijă. Tu cum ai luat-o? Nu știu, din Ion ca să iau. Acum a luat-o în Roman. A luat-o? Da. De la pământ. Ai fost să-ți luat Severin? Dacă o ia tată, ce face Maline, cum e să nu? Lasă, nu e. Ai făcut cartea la ala? Nu. Păi nu, n-am avut cu ce. Am fost cu mașina. Ce ai făcut mașina? Mașina nu, mâine. Ce aia? Mașina. Băi! Nu ne aude, nu ne vede. Are combinațiile lui pe la colț. Nu se pune la colț acolo după el. Lasă-l pe... Poate ne ia vine. Grece, ia. Păi și mai asta ai programare mâine acolo? Nu, abia vinerea la altă mai e loc. Mai e loc? Da. Așa mergeam mâine cu tine. Vinerea la altă. Ai la altă, păi nu mai e cine aia. Da. Azi, uite, bă, să nu luați. Bună, David! Bună! Ședință! Telefonul e de ce? Ea filmează ca pe bandă patrona ta. Și nu e de-abia filmat azi. Ce să faci? Unde să duc? Uite și o prietenă în casă. Să fug de gripa asta. Eu plec, Aline. Nu. Vine un șoc, da? Da. Să-l iai de acolo. Să nu și niște picături, să dau cutia să iei. Cum de simt, Miha? Da, cutia să iei picăturile și eu ia ce mi-a dus aici. Că fac un puțin picături, cum e mă lăsă planat. Ce-a venit pe capul? Da. Dar Albina n-a mai venit? Nu. Bine că n-a mai venit, că ea vine. Mai bine că lua gripa. Doamne. Și patronul ce ai mai făcut? Asta nu mă împat. Dar copilul tău Ion unde e? E la nuntă, la, face la acolo, la... A, la nuntă, la cortină, bea, mănâncă, că... Ce e astăzi? Mâine taie porci. Da. Bravo! David. Miha Ionică e la nuntă. Pregătește nunta. Ursul? Nu știu, patronul. Am văzut iar o frață pe fiecare țară. Să duce la antrenament, nu? Ești pe Zoom. Mamă, de la Zoom 360 de grade, a? Da, da. Ursule, bă, când ai lăsat David telefonul, nu spuneai și mie, că mă sună și pe mine, nu? Și-ai pus groc. Stați, prieteni, că e car un scaun, Miha, că e afectată de boală. Și nu poate să meargă pe stradă, Miha. Nu mai pot, serios, m-a dus patroana așa. Te-a mâncat patroana ta? Să mai fii mine, să mai intru ei. Vezi? Să-i faci telefonul. Hai că te pun aici, lângă ea. Îl pun aici, lui Mihela, stă lângă tine. Să te supravegheze. Aici, Miha. Supraveghează-ți patroana. Asta înseamnă, comandă, că s-a sacrificat Mihaela pentru patroana. Cât ține la ea și cât o ajută și cât o iubește. Păi dacă aia i-a dat gripa. Vezi, ea e Nora care stă lângă tine. Păi ți-am dat-o fatală. Da, ai dat-o, da. Fatală, că mi-a pus globul de aia. Ai dat-o, patronă, fatală? Eu, da. Fatală. Bravo, patronă. Sică, tu ce mai faci? Mă plictisit de numai păt. E plictiseală mare. Am să zic ce treabă, că vreau să merg și eu cu tine la Severin, să merg la urgență acolo, la cardiolog, să mai vadă și mie cum mi-a mai fost. Da. Da. Și n-am mai mers, am să-i treabă și acum...
Nu are cine să ducă. Când mai mergi tu, Rusio? Mhm. Că nici singur, n-am curat să merg. Trebuie să mă duc și la Craiova, la cardiolog. Ion, dar am auzit că l-ai dat afară pe copilul tău, Ion. Da, l-am dat, dar tot a venit afară. L-ai dat afară și acum l-aștept să-ți ia apă. Păi dacă nu vine, nu aduce nimic. Dar unde e? E la nuntă. E la nuntă, face cortina acolo la nuntă. Nepotul e. Păi și prima nuntă unde e? E la Iai, acolo sus, pe drumul târgului. Acolo ne aduce. Nu știu. Ce ai zis, Ion? Dar Ion, în noaptea când s-a certat, ai gândit cu el. A dormit la biserică, în curtea bisericii. Crezi? Știi de ce? Eu m-am dus acolo, la grudarul acolo în spate. Dimineața, la prima oră, el ieșea de acolo, din curtea bisericii. A zis că poate a avut treabă, dar cred că a dormit acolo. Cred. Ai vorbit cu tatăl? Am vorbit, da. Când? De mult? Mai înainte. Ce? Toate bune, toate în regulă, stă. E singură? Da. Ce făcea? Stă, ce pot să fac? El n-a văzut că mă uitam pe TikTok și vorbea cu o fată. Da. Și spunea aia, dar nu vorbi prostii că sunt sorul ta. Dar el de acolo a jurat-o pe dreptă și eu am auzit, toată țara. Și că ți-a s-ar face așa și așa. Dacă Doamne e sorul. Doamne ferești. Dacă e sorul. Unde-i Mihala? În curte, de ce? Amin. A zis, gata, asta nu mai are minte în cap. El n-a văzut că-l văd eu. Așa ceva, patronă? Da, aș zi la femeie, ți-am face așa, așa. Ce la? Dacă e sorul meu. Ce-i? 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 Nu mă, că am făcut injecție. E boala de la patroană. Doamne, Sica. Ai grijă, Sica, că dacă e boala aceasta... Ce vorbești, îți dai seama, s-a terminat. Acesta boală. Alex, ce faci? How are you? Stop. Doamne. Oh, Miha. Bună, draga mea. Bună! Uitați-mă cum moare iubirea mea, cum pică din picioare! Au, Doamne! Of, of, of! Miha mea! Uitați-mă ca oficia, uitați-o! Op! Măi, prieteni, măi! Mă doare inima pentru Miha, e bolnavă! Da? Ce să fac? Las că-i treci! Așa că, prieteni, încheie aici! Vă pup, vă mulțumesc și vă doresc o seară minunată și ne vedem mai târziu sau mâine. Pa, pa!